Îl așteptăm acasă. A venit timpul să răspundă generațiilor viitoare că a pus în genunchi o țară. Tot intră, iasă din politică și cum asta e un fel de lift, asta nu e lift. Ați văzut, nimeni nu l-a luat în serios. Asta e ultima zvâcnire, credem. Vlad Plahotniuc să vă vibăr zdealul. Doamnă să le ierte, cum spun la noi la creștini. Păi este așteptat, evident. Toată procuratura îl așteaptă, toți cetățenii de bună credință îl așteaptă, dar evident că nu o să vină. El a aruncat această fumigenă, probabil să testeze un pic spațiul politic. Ați văzut, nimeni nu l-a luat în serios, dar dacă se întâmplă și vine, evident, este așteptat cu drag. Pe numele dumnealui este emis un mandat de arest, cât că nu numai unul, la câte dosare sunt intentate. Ce aș putea să transmit unui cadavru politic? Doamne să le ierte, cum spun la noi la creștini, altceva n-aș putea să-i transmit. Dacă m-aș întâlni cu acest om, n-am avut niciodată ocazia și nici nu mi-o doresc, dar cred că i-aș spune că va veni timpul să răspundă generațiilor viitoare că a pus în genunchi o țară și a dus departe de bunăstare viitorul copiilor noștri. Я бы не уделяла этому большего внимания. Влад Плахотнюк свой выбор сделал уже, когда выехал из страны и покинул политику. Поэтому обращаться к нему я не вижу смысла. Уделять этому особого внимания тоже не вижу смысла. Probabil asta e a patra ar fi. Eu nu cred că această revenire o să aibă loc, dar o să fie a patra, probabil. Că el tot intră, iasă din politică și cum asta e un fel de lift. Asta nu e lift, asta e... Dar, mă rog, chiar n-am nici... Eu îmi ocup cap cu alte probleme, sincer vă spun. Mi se сообщает о том, что в Молдавии беспорядок, надо наводить порядок. С его точки зрения, он думает, что это так людям кажется. Или больше сигнал для того, что будьте настороже, скоро приеду, у меня много разной информации. Я, по крайней мере, это так воспринял. Шансы на то, что он вернется в Молдавию, к сожалению, в Молдову, небольшие, с моей точки зрения. Это больше припугнул своих соперников каких-то будущих. Ну что, так, политика, care vrea să o facă prin Skype, este în contextul așteptărilor cetățenilor din Republica Moldova. Noi îl așteptăm acasă, el este cetățeanul Republicii Moldova, dacă are probleme cu justiția, să vie să-și apere dreptul său în instanță. Din istoria care o cunoaștem cu toți, cu acest personaj politic, nu cred că cineva mai are dubii că acel interviu este pentru cetățeni. Este pentru, probabil pentru gașca lui de prieteni care cumva i-a ținut sub tutela sa. Să vină și justiția își facă datorie și a greșit la pușcărie. Atât.